Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul anterior am prezentat meniul, butoanele, practic interfața acestui generator de semnal de la Filtek FY3200S și testat semnalele cu ajutorul unui osciloscop. În episodul secund de azi vom explora partea electronică. Să începem! Hai să punem invers, avem 4 șuruburi. Destul de lungi. Acum ar trebui să iasă cumva, da? Gata, mă așteptam să fie așa mult spațiu gol înăuntru. Se pare că alimentarea o schimbat-o, e altă versiune, V1.4. Hai să desfacem aceste cabluri. Aici alimentarea la rețea, 230V. Primul conector, al doilea către întrerupător. Gata, alimentarea. Cablul dinspre placa de bază, așa am denumit-o eu, către această placă mică de aici. Partea cu interfața USB către calculator. Avem două cabluri aici. Se desface foarte ușor, gata. Prima dată vom analiza, explora placa de bază, așa am zis eu, pentru că e cea mai mare și mai populată. Avem în total 6 șuruburi. Să le scoatem, să le deșurubăm practic. Un moment. Să magnetizez șurubelnița. Gata. Așa, un moment că țin acest buton. Iar acum ar trebui să iasă. Mai avem un șurub. Era să-l uit. Acum a ieșit. Ce, mai ține ceva? Nu, nu mai ține nimic. Ce avem aici? Ecranul. Văd că e lipit direct. Nu poți să-l scoți decât prin dezlipire. Bine de știut. Butoanele respective. Conectorii tip BNC. Encoderul rotativ. Pe partea cealaltă. Aici avem buzzerul. Cel mai mare integrat chip este acesta, scrie pe el Filtek DDC Pro 2405. Din păcate nu am găsit informații, dar cred că ar putea fi o interfață digitală de comunicare cu microcontrollerul de lângă, cel de jos. Într-o parte și în alta a integratului există o rețea de rezistoare conectată la el, se și vede. Lângă integratul proprietar din lateral, avem un altul mai mic, de la STC, se pare, denumit 12CA60S2, fiind, între ghilimele, creierul principal al dispozitivului, adică un microcontroller. Am găsit datasheet-ul, dar într-o altă denumire, are mai bine de 400 de pagini. Mai sus, avem un cristal de cuarț de 24 MHz pentru un microcontroller. În lateral se vede un integrat mic, scrie pe el 74HC14D, este un integrat logic cu 6 inversoare plus trigger și mint. Este folosit pentru cele două ieșiri din spate TTL. Apropo, în zona aceasta, lângă conector, avem scris cu cât se alimentează placa de bază. -12V, 12V, GND-GND și 5V mai sus. Avem o diodă transparentă, dacă se vede, de 41, probabil o diodă rapidă. În partea dreaptă a acelei diode avem două stabilizatoare lineare de tensiune, AMS1117, unul e de 3,3 V, iar celălalt de 1,5 V. Trebuie menționat că cele două de față sunt stabilizatoare liniare tip LDO, adică prescurtarea de la low dropout. În comparație cu alte stabilizatoare liniare, acestea pot avea o cădere minimă de tensiune pe ele de până în 1,1 V pentru a putea stabiliza tensiunea de pe ieșire. Lângă avem un alt stabilizator liniar, 79L05, numai că pentru tensiunea negativă de minus 5 V. Aceste două condensatoare de 220 microfarazi sunt foarte probabil pentru filtrarea tensiunii diferențiale de plus minus 12 V, deoarece sunt la 16 V fiecare condensator.
Pe lângă acest cristal de cuarț, există un integrat cu 8 pini, denumit GD25Q40CTIG, acesta. Fiind o memorie flash de 4 megabits, observ că are conexiune cu chipul proprietar 2405 de la Filtek și aceste conexiuni. Probabil dorește să fie un fel de interfață, gen pentru module Wi-Fi. După acest chip proprietar, avem mai multe integrate, 8 în total, dacă le-am numărat bine, da, 8, 4 cu 4, denumite 74HC4053, fiecare fiind un multiplexor de multiplexor analogic. Se vede clar că are legătură cu acest chip dedicat, Filtek DDC Pro 2405. În continuare, un 4558D, fiind un amplificator operațional cu două canale, foarte comun. Să vedem ce avem sub acest radiator. Să-l desfacem. Gata. Nu au pus pastă termoconductoare deloc. Aș putea pune eu după. Da, se vede. Se pare că sunt două integrate identice, unul pentru fiecare ieșire. Din păcate nu există informații despre acesta. Văd că scrie pe el 30021 sau 3002i. Pe rândul al doilea, 3VT, iar pe rândul de jos, VPM3G4. Sunt persoane care cred că ar fi amplificatoare operaționale, altceva nu am găsit. În continuare, să explorăm și sursa aceasta în comutație. Observăm că este prinsă în două șuruburi. O scoatem de aici. Fața sursei și spatele, observăm că între primar și secundar e distanța chiar foarte mare, da. Avem condensatorul dintre primar și secundar și da, pare să fie clasă Y de protecție. Chiar e foarte bine. Aici trebuie să fie clasă Y1. Ideea este să nu intre în scurt. De asta este obligatoriu să se pună între primar și secundar unul în clasă Y1. Acesta nu intră în scurt când se defectează. Este foarte important. Din păcate, unii chinezi nu pun Y1. Și dacă nu are, vă recomand să schimbați Y1. Acum, bineînțeles, contează și izolația din acest transformator micuț dintre primar și secundar. Da. Acestea sunt înfășurările din secundar. Nu prea îmi place aici. Mai deloc. Clar trebuie să schimb sursa, aș vrea să fac una liniară. Fiind un generator de semnal, să am un riplu cât mai mic posibil. Hai să o luăm pe rând, avem intrarea, bineînțeles că există acel întrerupător pus în zona asta și aici avem intrarea de la rețea, 230V. În serie, bineînțeles, avem o siguranță fuzibilă, lentă, de 2A, filtrul de pe intrare, cele două inductoare și pe fază și pe nul, da, se văd. Condensatoarele, unul înainte în paralel și unul după în paralel, între fază și nul. Se vede că avem și un NTC. Este pus deoarece la pornirea sursei acestea, la alimentarea sursei, condensatorul de filtrare de după puntea redresoare va trage un curent la început foarte mare, de câteva ori mai mare. Așa că NTC-ul acesta limitează curentul pentru o perioadă de timp. Mai departe, avem un circuit integrat dedicat, MT3612, e un controller pus în primarul sursei în comutație. Am găsit pe internet chiar și o schemă, numai că pentru varianta cu A, B sau D în lateral, nu prea scrie niciun A, niciun B, niciun D după denumirea integratului. Pare să fie pentru o sursă în comutație între 10 și 12 W. R750, probabil pus pe poze shunt, da? Ce avem mai departe? Zona aceasta avem niște diode, probabil diode rapide F7. Pe internet, după codul acesta, după F7, ba găsesc diodă Schottky, ba diodă Zener. Diode Zener nu prea are cum. Deoarece am văzut schema acelui MT3612 și sunt aproape sigur că ar fi diode rapide.
Hai să trecem mai departe. Aici avem o diodă Schottky SK56L. Am găsit data sheet-ul și scrie că e de 5 amperi. Da. Pentru filtrare, un condensator din polimer, probabil, cel mai probabil este, la 6,3 volți, clar că e pus pe tensiunea de 5 volți, de 820 microfarazi. Cele din polimer sunt mai sunt tot electrolitice, condensatoarele, polarizate, clar, dar sunt mult mai fiabile în timp. Am vrut de ceva timp să fac un clip cu diferențele între condensatorii electrolitici, polimer hibrid și cele electrolitice normale, dar poate să văd. Am găsit încă o componentă, B6284K, și cotrobăind pe internet, am găsit că probabil boost converterul MT3608, am mai testat acel converter, MT3608. Și dovada acest inductor de lângă, legat la el, de 22 microhenry, 220. Avem niște diode Schottky, K14, și da, cam acestea sunt ieșirile. GND-ul este comun. N-ați observat? Condensatorul din filtrul de pe intrare nu a avut loc. Da? Se pare că au proiectat în grabă. Pare că încă nițel și cred că ar putea să aibă loc. Da, cam asta este sursa. Mai avem un ultim modul foarte mic pe ieșirea USB pentru conectare la PC. Văd că avem un integrat. Hai să desfacem acest PCB de aici pentru a vedea denumirea integratului. Avem aici ieșirea USB. Să vedem ce integrat avem. Da, cred că se vede denumirea lui. E CH340N. Practic este un converter digital pentru a putea comunica cu PC-ul. Pe spate nu avem nimic. Se vede că avem zone nepopulate. Ce dorea să fie aici? Un stabilizator de tensiune, probabil. Bun, hai să punem pasă termoconductoare pe acest radiator, că nu avea. Vom degresa puțin cu alcool izopropilic aici și pe radiator. Punem puțină pasă termoconductoare și o să o întindem și într-o parte și în alta. Radiator pus. Da, m-a alimentat. LED-ul respectiv se aprinde? Da. LED alb, interesant. Cam aceasta a fost prezentarea electronică a generatorului de semnal de la Filtek FY3200S. Electronica lui. Se vede destul de clar că e mai mult spațiu gol enorm în interiorul carcasei. Pe viitor aș putea spune sigur că voi înlocui acea sursă cu una liniară. Și cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!